Doamnelor, Nichita Maidaniuc, unul dintre laureații festivalului concurs internațional Constelația Talentelor în această dimineață aici la Tezaur TV. Dar avem foarte mulți oaspeți din vălt și vreau să îi salut pe, așa cum spuneam, președintele concursului, doamna Eugenia Ursu, și președintele Asociației Obștești Moldova și Minoritățile Sale, Club UNESCO. Bine ați revenit, doamna Eugenia, aici la noi. Doamna Irina Nisterovskaya, profesoară de canto, conducător Studio Action Bălț, membra juriului. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne face o mare plăcere să fiți alături de noi. Cel pe care l-ați admirat cântând, Maidaniuc Nichita. Bună dimineața, Nichita! Anastasia Cuciuc, bună dimineața! Și Denis Ravlo. Bună dimineața! Vă salutăm! Ați făcut drum lung până ați ajuns aici, dar ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Da, mulțumim, mulțumim. Doamna Eugenia, dumneavoastră să fiți și un pic de traducător în această dimineață, da? Nu, ei vorbesc poate nu chiar atât de bine, pentru că sunt o parte și vorbitor de limba rusă, dar se descurcă, băieții, oricum. Okay. Bun, pentru început, permiteți-ne, doamna Eugenia, să vă felicităm cu cea de-a 8-a ediție, una impresionantă a Festivalului Concurs Internațional Constelația Talentelor. Știm că ați depus o muncă colosală, ca și în fiecare ediție a ieșit un eveniment spectaculos pentru care vă aducem sincere aprecieri. Mulțumesc, Andreea, mulțumesc Tezaur TV pentru că ne sunteți parteneri și vreau chiar din debutul acestei emisiuni să mulțumesc mult pentru că de fiecare dată ne sunteți alături și ca parteneri vă respectăm, vă mulțumim. Dumneavoastră, noi am avut și emisia în direct, deci toată lumea a avut posibilitate să vadă ce se întâmplă la Constelația Talentelor, ediția a 8-a 2024. Am zis că încet, încet, uitați-vă că am ajuns și la cifra aceasta magică, cifra infinitului. Așa e. Și da, așa cum ziceau și alții, să dea Domnul tot așa festivalul să meargă, să meargă la infinit, pentru că a prins rădăcini, a prins așa, lumea îl cunoaște. Așteaptă și de acum n-a reușit să finisăm această ediție, că noi mai avem încă online-ul. Dar de acum lumea întreabă că noi la anul precis venim și uitați-vă că anul acesta am luat locul întâi, dar la anul venim, vreau premiu mare. Grand Prix. Foarte bine că vreți, înseamnă că oamenii mai vor să depună muncă, să depună efort și într-adevăr au văzut, pentru că am avut voci foarte frumoase și vreau asemenea, vreau tot de la început să mulțumesc și membrilor jurilor că am avut mulți participanți, peste 900 de participanți. Wow. Da, e un număr record, nu? E un număr record, peste 900 de participanți, aproape 1000, deci împreună cu dansatori, cu ansambluri. Au fost mulți și asta ne bucură pe noi organizatorii. Și eu zic că am avut de lucru atât noi, comitetul de organizare, care au fost, ca știți că albinuțele au lucrat, atât și membrii juriului, dar aici pe această care vreau să mulțumesc și profesorilor, pentru că având talente frumoase, bineînțeles, se datorește doar profesorul muncii depuse, muncii enorme, ca să crește un talent, să apară în scenă, să vină cu un premiu mare, să capete, mai bine zis, un premiu mare sau chiar același premiu 2, 3, 1. Sigur că aici se depune o muncă frumoasă, o muncă colosală și mulți dintre, eu să zicem, spectatori, probabil că nu-și dau seama de munca profesorului. De aceea eu zic că încă o dată vreau să le mulțumesc pentru atitudine, pentru că aceasta este o atitudine, să creezi un talent, un talent care cu timpul va deveni o vedetă, va deveni mândria țării și poate și este de acum. Asta pentru că este... avem mulți laureați ai concursului mulți... care acum ne duc cu mândrie numele țării. Numele și au fost... Eu mă bucur că o parte din acești laureați care la noi au fost... au deținut premii mari a festivalului, cum Valeria Marcu, da, la ediția aceasta a fost și membru a juriului. Mm-hmm. Adică noi, vedeți cum facem acolo, finisăm aici. Colaborarea. Da? Colaborarea continuă și o continuăm pe diferite căi, și acolo, și acolo, și ca membru a juriului, și ca profesor. Și mai invităm la dumneavoastră în emisie, pentru că aceasta este o colaborare, aceasta este o prietenie și până la urmă, eu zic, are și rezultate siguranță frumoase. Mă bucur că anul acesta am avut 7 țări noi, printre care
și Nepalul, e o țară așa mai îndepărtată. Deci cele care au fost de mai mulți ani, dar din cauzele noi le cunoaștem, că înainte erau poate așa, mai ușor era să vii încoace în Moldova, dar așa, din unele motive au hotărât online. Și asta tot ne bucură, pentru că țara devine mai cunoscută atunci când avem oaspeți care ne cunosc, care ne pășesc pragul și care se bucură, pentru că și de data aceasta am avut oaspeți mulți din România, mulți membri ai juriului din România, onorați membri ai juriului, precum compozitorul Claudiu Buleti, care vine de fiecare dată, care ne-a scris imnul festivalului și ne bucurăm de imnul acesta frumos, că toți mă întreabă, zice, dar el așa e vesel, așa, zice, tocmai îți vine să te miști, să faci careva mișcări. A venit domnul Vasile Popa, un prieten Rotary, care ați văzut, a vorbit și în deschidere, la închidere, zice că așa de tare am rămas cu impresii deosebite de ceea ce ați făcut dumneavoastră, pentru că s-a făcut așa, de, cum îi zicem noi, de proporții. Am vrut s-a să depus întâln... suflet, da, s-a depus am depus muncă. Suflet, am vrut să întâlnim și oaspeții frumos. Și, trei zile a durat acest festival, în aceste trei zile am descoperit multe talente. Noi astăzi, de o parte, o să ne bucurăm, pentru că am hotărât astăzi să venim cu băieți care au fost, s-au evidențiat, am zis că să-i luăm toți din, așa, acum din Bălți, pentru că Bălțul întotdeauna s-a deosebit prin talentele lor, prin vocile lor, întotdeauna au avut voci frumoase și noi, nu singură dată am venit la dumneavoastră și cu Uliana Nisterovskaya, de altfel fica doamnei profesoare Irina Nisterovskaya, cu Irina Revenco, care acum tot își face studiile peste hotare, și atât Uliana cât Irina au avut spectacole, țin spectacole serioase. Asta ne bucură, pentru că mai mulți am avut din Bălți, pentru că aici se vede rezultatul și se vede munca. Eu zic că cred că o să mai vorbească și vreau alții. Vreau să o salut pe doamna Irina. Între timp am să rog colegii să difuzeze pe fundalul discuțiilor noastre imagini cu ceea ce s-a petrecut în cadrul acestui eveniment, în aceste trei zile mai exact. Doamna Irina, vă salutăm și vreau să ne spuneți dumneavoastră acolo în juriu cum s-a simțit atmosfera și cât de greu a fost să-i alegeți pe cei mai buni din cei mai buni chiar. Да, если пойти на бару, это сигурно. Атмосфера была очень теплая, дружественная, семейная. То есть мы уже как бы члены жюри, мы ежегодно встречаемся, ежегодно вместе сотрудничаем, работаем. Поэтому это для нас как бы встреча, работа, она просто в удовольствие. Естественно, мы оцениваем детей, это очень тяжело. Потому что очень много талантливых детей, в этом году было очень много, нам было очень тяжело оценивать. Но мы получаем массу удовольствия от детей, которые выходят на сцену, и для них это очень важно, очень как бы ценно. Они получают тоже от этого удовольствие, работая на сцене. Это все-таки работа, это труд ребенка, да, старание его. В этом году было очень много участников, правда, мы оценивали, целый день мы сидели, оценивали, но каждый номер, каждая песня вот для нас была интересна, то есть мы открывали таланты юные, и как бы атмосфера была очень легкая, позитивная, нам было очень интересно, как бы... И комфортно, и комфортно работать, но об этом даже не говорю, потому что это как бы вот этот комфорт, он как будто вот как бы само собой разумеется и был. Ну, и ещё лумя позитива, тот вечнал фос конфликты, когда обичай с моим темпла. Нет, 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 дата, когда нос не înțelegeri. Bineînțeles că toți, eu zic, toți vor să vadă, să-i vadă în evidență copiii, dar s-au împăcat foarte bine. Chiar m-am bucurat că adică membrii juriului au legat și niște relații de prietenie. Da, 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 da. Și dumneavoastră ați participat cu acești membri pe care îi aveți în Studio Election, da? Da. Toți trei au participat în cadrul acestui concurs sau au mai fost și alți participanți? Mai mulți au fost? Drugii toți bili. Cât de mult v-a luat să vă pregătiți de acest concurs? Сколько времени на подготовку? Ну, с каждым ребенком это индивидуально, это как бы отдельно. Но готовимся мы всегда, мы знаем каждый год, что мы будем участвовать.
в этом конкурсе. Это для нас традиция. Много лет мы уже так делаем. Ну, мы начинаем с лета заниматься. Да, два раза в неделю мы тихонечко готовимся к этому конкурсу. Тихонечко к нему идем. Вот. Ну, иногда бывает по-разному. То есть, как бы... Până se alege melodia potrivită. Așa. Bun. Și vreau să vorbim și cu laureații Festivalului Concurs Internațional Constelația Talentelor. Și am să încep de la Nikita. Nikita, tu ai mai fost aici la Tesaur TV? Pentru prima oară. Până ajunge să vorbim despre cum a fost evoluția ta acolo pe scenă, spune-ne, povestește-ne un pic despre tine. Cum, așa, cu microfonul, da? Vorbești la microfon. Povestește-ne un pic despre tine, Nikita. Câți ani ai? De când faci muzică? De ce faci muzică? Am 21 de ani. Da. Cânt a patrulea an. Ce rog la mine, Nikita? Da. Deci de 4 ani faci muzică. Da. Așa. De ce? Cum a venit ideea asta? Mai cântă cineva din familie sau de unde se trag rădăcinile? Cântă încă sora. Sora cântă. Da. Și ție ce... Dar sora mai mică. Sora mai mică? 13 ani. 13 ani. La voi mai cânta cineva din familie, părinții? De unde se trage pasiunea pentru muzică? Sau nu mai cânta nimeni? Nu mai cânta nimeni. Nu mai cânta nimeni. A, am înțeles. Copilărie. Da. Așa. Și cum a fost acolo pe scenă, Nikita, la acest festival? Mi-a plăcut foarte tare și vreau mai merg înainte să nu mă opresc. Vreau să mai schimb și alte muzici. Alte genuri. Așa, am înțeles. Ai cântat în cadrul concursului ce piesă? Horadorului. Nu. Nu? Nu. Dar care piesă? Grupa Acord, Fură-mă tu. Am înțeles. Ți-ți place Acord? Așa am observat eu. Horadorului tot Acord o interpretează. Da. Bun. Și ai obținut locul întâi. Da. Felicitări. Cum a fost reacția? Ce reacție ai avut când ai aflat de locul? Nici o leac, nic. Nimic? Nimic. N-ai acum am șut la scenă, Nu, tu n-ai avut emoții? Deloc. Bravo! Deloc. Dar noi am crezut că n-ai avut nicio reacție. Nu. Ai avut locul întâi și n-ai avut reacție. Emoții când ai fost acolo pe... Deloc. Emoții n-ai avut, dar noi am crezut că n-ai avut... Adevărat! N-au avut reacții. No, vreau să spunem că Nikita este pentru prima dată aici la televiziune și bineînțeles, uitați-vă că el are emoții. Acum ai emoții, Nikita? Acum ai emoții, un pic de emoții. Super! Deci nu ai avut emoții când ai ieșit pe scenă? Deloc, am înțeles. Adevărat profesionist, nu-i așa? Da. Așa. Dar când ai aflat că ai obținut locul întâi, au fost emoții, nu? Te-ai bucurat? Olea. Un pic. Olea, pic. Super. Da. Andrei, eu cred că el o să bucure mult când o să ia un trofeu, o să ia premiu mare. Așa că, Nikita, noi îți dorim să... Succese și la anul viitor revii la Constelația Talentelor pentru Grand Prix. Așa, da, nu? Da, corect. Corect. Dar ce mai faci pe lângă muzică, Nikita? Acum studiezi, da? Ce faci, înveți? Am gătit practica de bucătar. Ah, tu gătești? Da, am gătit. Dar trebuie să am examen. Așa, examen. Da. Și după asta te angajezi la ca bucătar cu acte în regulă. Da. Doamna Eugenie, eu zic să mai deschideți o secțiune la Constelația Talentelor. O să mai avem. Să mai... ceva legat cu culinăria. Cu culinăria. O să facem ceva, un alt proiect interesant. Așa că ținem cont că avem și bucătari buni. Dar noi avem mai multe specialități aici, adică bravo, bravo. Bun, mulțumesc, Nikita, și succes mare îți dorim în continuare. Mulțumim. Te rog să transmiți microfonul colegii tale, Anastasia Cuciuc. Salut, Anastasia. Bună ziua. Povestește-ne un pic așa despre tine, în linii generale, să te cunoaștem. Am 13 ani, mă ocup cu vocalul de 2 ani jumate. La Constelația Talentelor am fost a doua oară la acest concurs. Cum a fost anul ăsta acolo pe scenă? N-am avut prea multe emoții, deoarece nu am frică de scenă. De mic am cântat pe acasă, am fost pasionată de vocal. Și
Deoarece un pic era nouă piesă, am avut un pic emoții înainte să ies pe scenă. Dar după ce am ieșit pe scenă, toate emoțiile au trecut. Ce piesă ai interpretat? Am interpretat piesa This Time de Celine Dion. Deci în engleză ai cântat. Cine, tu îți alegi piesele sau doamna Irina? Cum funcționează? Pot și eu să-mi aleg și să mă sfătuiesc cu doamna Irina, dar poate și ea să se sfătuiască cu mine și să-mi dă eu o piesă care dorește ea. De comun acord e colaborarea voastră. Spuneai că faci canto de? Doi ani jumate. Doi ani jumate. De atunci ești sub aripa doamnei Irina. Da. Și cum e, cum e să o ai ca profesoară? Este extraordinar, deoarece ea te înțelege, îți intră în poziția ta, dacă ceva nu ești de acord, cumva se ajunge la un numitor comun. Ajungem la un numitor comun. Și da, sunt conflicte, sunt neînțelegeri câteodată, dar așa este un învățător foarte bun. Eu o iubesc din toată inima și o prețuiesc. Ce frumos! Eu la sigur cred că cu doamna Irina imposibil să ai conflicte, ea cred că tot din emoții, adică ceva care contraziceri exact, din tu cred că vrei o piesă, doamna Irina vrea altă piesă, da, dar conflicte probabil că nu e conflictuală, la sigur. Ei, se simte relația frumoasă pe care o are doamna Irina cu discipolii săi. Și Anastasia, ce piesă ne-ai adus în această dimineață? O să cânt piesa Numai Mama, de... Ei, nu mai contează. Astăzi o cânti tu aici la Tezaur TV. Bun, eu te invit acolo pe platou să ne cânti, după care noi mai revenim aici la discuții, pentru că avem oaspeți, doamnelor și domnilor, tocmai din Bălți, care merită să-i cunoașteți și dumneavoastră. Până când revenim să mai vorbim aici pe canapea, o admirăm pe Anastasia Cuciuc.